Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Publica. Despre bani vom vorbi astăzi, despre cum ar fi trebuit să-i obținem în mod inteligent și responsabil ca membri în curs de aderare la Uniunea Europeană. Din 42 de miliarde de euro pe care îi puteam obține între 2014 și 2020, am reușit performanța a aduce din țară în diverse investiții a 1 milion de euro. Vom încerca, mai exact, invitatul nostru de astăzi va încerca să ne explice de ce și mai ales ce este de făcut în ultimii 2 ani în această perioadă. Așadar, îl salut și mă bucur că este alături de noi pe domnul Liviu Mușat, doctor inginer Liviu Mușat, director uneia dintre cele 6 agenții de dezvoltare regională în România, respectiv ADR Sud Muntenia. Bună ziua, bine ați venit! Salut, bună, mulțumesc mult pentru invitația dumneavoastră! Domnule Mușat, sunteți unul dintre specialiștii români care aveți o perspectivă regională a dezvoltării. Sunt foarte interesată de părerea dumneavoastră privind poziția, iată, României în context european, acum când vorbim de greutatea mare, nu numai în România, dar în toată Europa, a administrării acestor fonduri europene, care ar trebui să ajungă, așa cum știți foarte bine dumneavoastră, în regiuni. Într-adevăr, programul sau perioada de programare 2014-2020 a venit în fața noastră a României, dar nu numai a noastră, ci a întregii Europe, cu o seamă de provocări, cu o seamă de evenimente, aș putea să spun mai mult sau mai puțin prevăzute, evenimente care, pe de o parte, ne obligă să ne reconsiderăm o parte din prioritățile la nivelul Europei. Pe de altă parte, ne obligă să întărim, să spun așa, disciplina financiară, rigurozitatea cu care se cheltuiesc banii europeni și așa încât să ne asigurăm că ei ajung acolo unde nevoile o cer, unde prioritățile comunităților sunt cele mai arzătoare. Așa cum spuneați, la nivelul României există o alocare indicativă de peste 40 de miliarde de euro. Într-adevăr, suma care este până în momentul de față cerută la Bruxelles nu este foarte mare, însă eu vreau să mă refer numai la ceea ce se întâmplă în regiunea de dezvoltare sub Muntenia și numai pe programul operațional regional, unde lucrurile nu sunt chiar atât de sumbre, spun așa. Da, de acord. Haideți să le spunem telespectatorilor care probabil se întreabă atunci că ați vorbit de ADR Sud Muntenia și de faptul că vă referiți la ADR Sud Muntenia, să le spunem că agenția este principala organizație ADR Sud Muntenia, nu-i așa? De nivel regional, sunt 6 județe, care șapte. Care are responsabilitatea și autoritatea elaborării strategiilor și implementării politicilor de dezvoltare regională. Agenția colaborează cu autorități ale administrațiilor publice locale, să știm despre ce e vorba, și centrale, instituții, organisme, societăți, comerciale, instituții de cercetare, universități și orice altă persoană, nu-i așa, juridică sau fizică, interesată în dezvoltarea economică, socială și așa mai departe. De acolo vine, iată, invitatul nostru de astăzi. Nu este prima dată, sunt convinsă că vă cunoaște tot Argeșul, pentru că cu dumneavoastră, evident, că au lucrat majoritatea, în special majoritatea primăriilor și unităților administrative teritoriale, cele care au obținut fonduri europene. Așa cum ați spus, Argeșul nu stă rău față de, sau ADR Sud Muntenia. Nu. Practic, noi gestionăm mai o parte, o parte din exact tot acest pachet disponibil pentru țara noastră în perioada 2014-2020. Mă refer la cei aproape 900 de milioane de euro alocați regiunii noastre prin programul operațional regional 2014-2020. E, aici avem depuse până în acest moment, la nivelul întregii regiuni, peste 750 de aplicații, mai exact 752 de aplicații, care totalizează peste 3,1 miliarde de lei. În asta, euro, asta da. Asta înseamnă peste 650-700 de milioane de euro. 70%, nu e deci așa? Deci cam așa. Avem din alocarea regiunii noastre probabil că pentru stă cel perioada mai bine, 2014-2020. Nu? Într-adevăr, stăm, avem, regiunea noastră are o cerere până în momentul de față de aproape 70% și încă nu s-au depus proiectele mari de care o să vă vorbesc în continuare. Da.
Din acestea, evident că o parte se vor da deoparte, se vor respinge la conformitate și în sesiunea de evaluare tehnico-financiară, fiindcă, din păcate, nu este o cerere uniformă pe toate domeniile pe care noi le finanțăm. Și aici vă pot da un exemplu. Dacă pentru micro-întreprinderi avem o cerere de 143%, deci cu 43% mai mulți au depus, mai mult decât suma. Exact. Deci aici este o competiție. Pentru întreprinderile mijlocii, deci asta este pentru cele mici, micro-întreprinderi, da, și se pot lua până la 200.000 de euro. Din păcate, aici axa este închisă, nu se mai pot depune proiecte. Pentru întreprinderile mijlocii, proiecte care pot ajunge la 1.000.000 de euro, deci puțin mai mari, solicitarea este de 472%. Deci aproape de 5 ori mai mult există solicitare față de suma alocată regiunii noastre. Și dacă ar fi să mă refer la ce se întâmplă în Argeș, să punctăm ce se întâmplă în Argeș, numai pe aceste două componente, așa cum era de așteptat, Argeșul are undeva la 30%. Din așa cum este totalul așteptat, de proiectelor. Ce spuneți asta, așa cum era de așteptat? Sunt totuși șapte... Sunt, dar eu județe. Mă refer la o statistică de ani de zile și pe programul anterior, în județul Argeș, mai ales pe mediul privat, a existat o solicitare mai mare decât în celelalte județe. În unele programe, Argeșul se bătea cu Prahova, de cele mai multe ori, iată, Argeșul a învins... sau, mă rog, este pe locul întâi. Practic aici, așa cum v-am spus, 30% din aplicații provin din județul Argeș, atât pentru micro-întreprinderi, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii. Este un comportament predictibil, care denotă, eu știu, modul cum să interesul și dinamica dezvoltării mediului de afaceri din județul Argeș. Din păcate însă, că toate lucrurile sunt foarte bune, cum ziceți, dar nu se finalizează chiar. Pentru mediul de afaceri, să știți că se finalizează. Da. Eu sunt un adept al finanțării cu preponderența mediului de afaceri. Din păcate, programul operațional regional are o alocare oarecum restrânsă pentru mediul de afaceri. Însă, așa cum am făcut și pe programul anterior, în măsura în care vom identifica sume în alte domenii care nu se va cheltui, neatractivă, vom încerca să transferăm către mediul de afaceri aceste sume. Deci se pot transfera, sume. Nu se pierd așa, instant. Nu. Deci noi vom face acest lucru, mai ales că avem o solicitare de aproape 5 ori mai mare. Deci nu mutăm banii acolo în speranța că ne vor veni alte proiecte. Deci noi avem efectiv ce finanța, nu mai pierdem timpul cu lansări, cu evaluări de proiecte. Practic vom lua în rezervă și tot ce se poate finanța va intra în finanțare. Mergând mai departe, avem în cadrul axei 3, care face, este unul din obiectivele pentru care noi mâine vă organizăm caravana de informare. Aici la Pitești, da? Așadar pentru toți cei interesați, mâine anunțați și la ce oră? La ora 11. La ora 11 în sediul Clădirea administrativă a județului, deci acolo, da, sunteți așteptați la o întâlnire, da? Da, deci aici avem pentru oportunități de finanțare. Evident. Da? Deci una din axele deschise este axa 3 a programului. Și aici în sprijinirea creșterii eficienței energetice a clădirilor publice. Și cum mă refer la clădiri publice, școli, spitale, primării, consilii județene, tot ceea ce ține de instituții publice, instituții care sunt deschise circuitului public, care primesc fluxuri importante de persoane și care necesită, eu știu, îmbunătățirea consumului, da, de ce nu, dacă pot să spune creșterea sau scăderea consumului eficienței energetice. Aici avem doar 37% proiecte depuse până în momentul de față. Există 3 proiecte importante din județul Argeș. Pe de-o parte este vorba de Consiliul Județean, sediul administrativ.
unde se solicită aproape 24 de milioane de euro, de lei, pardon, mă scuzați. Apoi există încă două proiecte. Este vorba de spitalul de la Curtea de Argeș. La fel solicită și ei undeva la vreo 14 milioane de lei. Și încă un proiect mai mic, imediat să mă uit. Tot aici, în Argeș? În Argeș, da. Imediat, 3-1. Știu că această caravană vine de la Ploiești, de exemplu, că ați făcut această caravană în toate zonele. Da, este vorba de spitalul de recuperare de la Brădet. Brădet. Un proiect de aproape 3 milioane și jumătate de lei. Deci, în total, pe această axă, din județul Argeș, pe cele trei proiecte, 42 de milioane de lei. Asta înseamnă undeva spre 10 milioane de euro și axa încă este deschisă, de aceea îndemnăm pe toți cei care sunt interesați, mă refer la clădiri publice, atenție, să depună aplicații. Ce i-ar opri? Păi, ce i-ar opri pe cei care ar putea o face, de exemplu? Că nu au personal calificat. În primul rând, voința, dar... Voința. Trece peste asta. Voința trebuie să ai, că e păcat dacă pot fi luați. Într-adevăr, există această oportunitate. Poate că unii nu au angajați care să facă o astfel de cerere de finanțare, deși noi la nivelul agenției, atât în birourile județene, cât și la sediul central, aveți persoane aici în biroul acordăm, județean. Acordăm consultanță gratuit tuturor celor care sunt interesați în realizarea unor astfel de solicitări. Să știți că nu este ușor nici cu actele de proprietate. Sunt instituții care stau cu chirie în alte instituții și așa mai departe și le trebuie și un audit energetic. La fel, sunt niște cheltuieli pe care trebuie să le facă înainte de anterior de punerii cererii de finanțare și, din păcate, nu toate proiectele și trec. Vor fi finanțate. Și atunci unii au această temere că vor cheltui niște bani care la sfârșit nu vor fi justificați prin nefinanțarea. Bun, dar se pot informa în legătură cu indicatorii. Da, noi de asta suntem mâine aici. Sperăm să găsim, eu știu, interes pentru acest domeniu atât de important. Este foarte actual. Este foarte actual, exact. Pentru că vorbim de dezvoltare durabilă, vorbim de surse de încălzire, surse de conservare a energiei, exact. De iluminat și tot ceea ce ține de consumul acesta de energie. Și sunt convinsă că aici nu sunt bani puțini și nu este interes puțin. Nu. Și mai ales pentru și perioada care vine. Proiectele pot ajunge, mă refer la clădirile publice, până la 25 de milioane de euro. Deci nu vorbim deloc de proiecte mici. Bineînțeles că poate nu s-or, dacă mă refer, iată, doar Consiliul Județean s-a dus undeva la 24 de milioane de lei. Mă gândesc că o instituție publică de mărime mai mică va veni cu o sumă nu atât de mare. Inferioară, da. Exact. Atenție, dacă e vorba de instituție, că aici se pot finanța și instituții de centrale. Dacă sunt instituții centrale, aici cofinanțarea va trebui să fie de 25%. Instituțiile locale, gen Consiliul Județean, primării, au o contribuție doar de 2%. Dar, dar instituțiile de nivel, de exemplu, dacă sunt centre naționale de formare, cum este Institutul pentru Cercetării Nucleare sau nu știu, care e de interes național, el dacă ar dori să facă un asemenea proiect ar trebui aici, să aibă 25%. Va trebui să vină cu 25%. Tot aici, în axa aceasta de creșterea eficienței energetice, există o sumă alocată și pentru clădiri rezidențiale. Pentru blocuri investite la învelopări, aici chiar că nu avem deloc o solicitare, avem doar 3%, iată, de la 470% cât aveam pe... Și asta din nou ar putea face unitățile administrative, evident, cum ar fi... Da, dar cu asociațiile de proprietari. Evident. Deci, cu asociația de proprietari, vorbim de blocuri. Aici trebuie să existe acordul proprietarilor, trebuie să existe, eu știu, acordul lor că că doresc să participe și la un asemenea tot proiect. Și aici cofinanțarea este tot 2%, care se împarte probabil la cei care, evident. Da. Bine, aici se împarte 60%
va finanța programul și 40% asociația sau primăria asociația de locatari prin primărie, din care în funcție de venituri, aici nu plătesc toți la fel, în funcție de venituri plătesc diferențiat locatarii din bloc. Bun, dar este vorba de 60%. Cu cât au venituri mai mici, cu atât oamenii vor plăti mai puțin. Prin urmare, dacă ne urmăresc acum, să zicem, președinți de asociații de proprietari care își doresc să facă treaba asta, pot veni mâine la Consiliul Județean. Aici schema, apelul de proiecte se deschis până în primăvară. Voiam să spun că pentru clădirile publice apelul nu mai este deschis decât până la începutul lunii octombrie. Deci eu știu, 20 de zile mai este deschis. Și este timp pentru... Depinde de dumnealor cât de repede se... Dumneavoastră doar vă faceți datoria de a-i informa că există oportunități. Da, să mai tragem așa, ca la atletism, când intri în ultima linie dreaptă. Da. Ultima 100 de metri. Nu, uneori este foarte importantă. Există această oportunitate. Da. Tot în axa aceasta mai avem o oportunitate de finanțare, de data asta pentru mediul urban. Se numește promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, pentru zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană. Asta ce înseamnă? Orașe, municipii din regiunea noastră își pot depune proiecte pentru rezolvarea problemelor transportului comun, pentru scăderea emisiilor de dioxid de carbon, de gaze, prin înlocuirea parcului auto cu motoare electrice, cu tramvaie sau cu troleie sau cu mașini pe biogaz. Aici Piteștiu, iată că nu știu dacă... Stați, încă n-am ajuns la Pitești. E vorba de celelalte orașe în afara reședințelor de județ. Și pentru orașele mai mici. De asemenea, se pot realiza proiecte pentru... piste de bicicletă, iată, de când toată lumea vorbește, stații de autobuz, tot ceea ce ține de îmbunătățirea transportului și aici vorbim de o sumă destul de mare, de 50 de milioane de euro la nivelul regiunii. Se pot face proiecte dacă localitatea are până în 20.000 de locuitori, proiecte de maxim 5 milioane de euro. Dacă localitatea are peste 20.000 de locuitori, se pot depune proiecte în valoare de maxim 10 milioane de euro. Este important ca proiectele să aparțină unei strategii comune, deci unei gândiri comune, deci să vadă că ele fac parte dintr-un plan care răspund... Cum ar fi o zonă metropolitană? Sau măcar asociere? O asociere. De dezvoltare intercomunitară? Da, deci să vadă că aceste proiecte răspund unor probleme din comunitatea respectivă. Poluare, trafic, trafic aglomerat, necorespunzător și așa mai departe. Perioada de depunere, perioada asta de depunere a cererilor, tot așa este până la 1 octombrie sau se pot duce? Imediat, în mare. Aici se pot depune proiecte până pe 23-a. Deci iată, la anul. Până la anul. Deci încă jumătate de an. Deci timp berechet pentru administrația locală să depună astfel de proiecte. Mă gândesc că sunt foarte multe localități în jurul Piteștiului care ar putea Da, evident. Vorbind de județul care are al doilea număr de orașe după Prahova, din regiune, destul de multe, 6-7 orașe și municipii. Da. Da. Mergând mai departe, axa 4 a programului... Aici vorbim de axa adresată reședințelor de județ. Ea este în plină desfășurare. Este axa care are alocarea cea mai mare din întreg programul, aproape 200 de milioane de euro din programul 2014-2020. Iată, din totalul de ce ne spuneați de 900... Deci undeva la 25%. Din program este adresat reședințelor de județ. Aici lucrurile sunt într-o fază bună, mulțumitoare. Practic, suntem în grafic. În ce sens? Deja cele 7 orașe și-au depus strategiile integrate de dezvoltare urbană,
la nivelul agenției, strategii care descriu ce se întâmplă în localitățile respective, care sunt problemele, care sunt soluțiile și, practic, soluțiile înseamnă niște proiecte. Da, da. Proiecte și obținerea unor bani dacă și toate aici, lucrurile merg până la capăt. Da. Aici Piteștiul are o alocare de aproape 40 de milioane de euro, destul de mare. E a doua alocare după Ploiești, la nivelul regiunii. Și se pot finanța proiecte pentru infrastructura de transport, pentru infrastructura educațională, pentru rezolvarea unor probleme de de urbanism, locuri părăsite, creșterea atractivității zonelor respective, pentru schimbarea parcului auto, deci proiecte mari. Pe tot ce înseamnă infrastructură, de la transport până la educațională, socială, de afaceri și așa mai departe. Și tot, de petrecerea timpului liber, orice ține de această problematică urbană. Deci Piteștiul este în grafic, ne-ați dat o veste. Și Piteștiul și toate cele șapte, deja a existat o negociere între cele șapte pentru a stabili cât din sumele respective își doresc, poate unii au proiecte mai multe pe infrastructura de transport, poate unii doresc mai mulți bani pe infrastructura educațională și atunci a existat un dialog la nivelul regiunii. Mulțumim că pentru înțelegere celor șapte reședințe de județ, ei s-au stabilit fiecare cât vor cheltui, cât vor depune proiecte și așteptăm aceste proiecte. Mergând la axa 5, axa 5 iar are două componente. Pe de-o parte este componenta care a finanțat, vorbesc la timpul trecut, fiindcă aici nu se mai pot depune proiecte, patrimoniul istoric, cultural și natural. Și aici am avut o solicitare aproape dublă, 190% față de alocarea regiunii. Și aici, județul Argeș are proiecte însemnate, proiecte, vreo 7 proiecte, cu șanse mari să intre toate în finanțare. Proiecte de aproape 115 milioane de lei. Și mă refer la, în primul rând, la cetatea de la Poienari, la Muzeul Județean, la galeriile de artă, la Biserica Sfântul Nicolae din Câmpul Lung, la Catedrala Arhiepiscopală de la Curtea de Argeș și proiectul de la Aninoasa. Deci 7 proiecte cu 115 milioane. În această perioadă, ministerul trebuie să rezolve contestațiile celor care au fost nemulțumiți de punctaj, așa încât să stabilească lista finală și să trecem la realizarea contractelor de finanțare. Eu sunt convins că aici Argeșul va semna, dacă nu 7, măcar 6 din aceste care vor contracte fi și finalizate, nu? Sperăm să fie finalizate. Știți că avem un punct dureros undeva în spate la Molivișu, de care toată lumea se întreabă și a fost acolo, a fost și Câmpul Lungu, mai apropiat de problematica asta. Într-adevăr, nu sunt niște proiecte ușor de realizat, vorbind de monumente de artă, vorbind de greutatea de a selecta un constructor cu atâtea abilități, cu atâtea calificări, cu atâtea autorizații de lucru pe monumente. Însă eu sunt convins că dacă vom obține în această toamnă ok-ul pentru a semna contracte de finanțare, deja toată iarna se poate lucra la caiete de sarcini pentru licitații și de la primăvara 2018 să se treacă la execuție, așa încât să existe timp suficient pentru a realiza aceste lucrări. Axa 6, mergând mai departe, axa 6 finanțează infrastructură de transport. Și aici există câteva trasee predefinite. Argeșul este unul din județele care a depus proiect, un proiect de 70 de milioane de lei, nu de euro, de lei, dar oricum important. Este vorba de DJ504, de la limita județului Teleorman până la Buzoiești.
Popești, Izvorul Recea, Cornățel, Vulpești, forma de intersecția cu drumul 65, DN Național, Izvorul Recea, Buzoiești, Județul Argeș. Și este un proiect de aproape 70 de milioane de lei. Proiectul a trecut în etapa de evaluare tehnico-financiară, deci a trecut de furcile caudine prin care s-au verificat documentele tot, de documente, tot așa. Da? Și acum va intra în etapa de verificare, de evaluare tehnico-financiară. Axa 7, aici nu se mai pot depune proiecte, există... Pe Axa 6. Pe Axa 6, nu se pot depune proiecte, a existat o negociere între cele 7 județe, fiecare a venit cu un singur proiect, așa. Deci pe infrastructură s-a terminat. Pe Axa 7, turismul, aici, din păcate, în Argeș nu avem foarte multe proiecte. De ce? AXA finanțează numai investiții în stațiunile recunoscute la nivel cum noi n-avem național. Există una singură, Albești. Cum noi n-avem stațiuni, din deci păcate. Deci există această stațiune. Bine, suma nu este nici mare. Este undeva la vreo 15 milioane de euro. Dar ar fi fost sigur ar fi fost cheltuită dacă nu exista această constrângere la nivelul regiunii. Din păcate, iar ne aducem aminte de Molivișu, care trebuia să fie stațiunea de top a noastră. Da, deci asta vreau să spun că nu neapărat dacă și intri pe finanțare, nu neapărat și obții până la capăt acei bani și reușești să finalizezi, din păcate avem și exemple. Evident că există multe provocări, există multe obstacole. Și cum am văzut, destul de multe nereușite. Da. Chiar dacă avem șansa să obținem acei bani, că asta faceți noastră, ajutat să obținem acei bani, însă depinde foarte mult de... Da, trebuie să aibă o echipă bună de implementare. Trebuie să aibă documentele foarte clare. De beneficiar. Da, vorbesc de beneficiar. Deci să aibă o echipă bună de implementare, să aibă documentele, proiectul tehnic să fie foarte clar, să nu dea loc la interpretări, să nu lase pe constructor să vină cu improvizații și așa mai departe. Să aibă o echipă bună în care realizează caietul de sarcini, așa încât să nu apară motive de... I-au încurcat ghidurile de anul trecut, că se tot plâng că i-au încurcat ghidurile făcute de Ministerul de... Într-adevăr, există... Au existat niște probleme? Modificări. Da, aici există și vă spun și de ce. De anul, din acest program există o coordonare a modului cum se implementează programele la nivelul Ministerului Fondurilor Europene. Până acum, fiecare minister, ministerul nostru, Ministerul Dezvoltării Regionale, a răspuns și a făcut singur toată modalitatea de implementare, toate strategiile și așa mai departe. Începem un program 2014-2020, responsabil de modul cum se cheltuiesc banii, responsabil de un sistem unic, național, MySmith se numește acest vestit sistem, care trebuie să înglobeze toate programele cu toate, deci o bază de dată uriașă, care încă nu funcționează. Deci trebuie să recunosc acest lucru. Deci responsabil cu acest lucru este acest Minister al Fondurilor Europene. Nu de fiecare dată a existat un dialog productiv între acest Ministerul Fondurilor și celelalte ministere, fiindcă aici nu vorbim numai de Ministerul Dezvoltării, cel care ne interesează pe noi direct. Vorbim de Ministerul Mediului, Ministerul Transportului, Ministerul Muncii, cel care evident, gestionează toate programul care de gestionează, care gestionează părți din ceea ce... totalul de 42 de miliarde de euro de care dumneavoastră ați amintit la începutul emisiunii. Bun. Revenind, că mai aveați, ne-ați explicat, deci probabil că în timp se va rezolva și dar în timp pierde bani, asta este situația, nu ăsta este scopul emisiunii, ci să vedem ce mai puteți să ne spuneți în continuare. Dacă mai aveți ceva de adăugat? Da, mai avem. Deci tot pentru mâine mai avem ca oportunitate de finanțare problematica serviciilor sociale. Și aici avem trei oportunități de finanțare. Vorbesc de creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil copii. Deci mâine vom... discuta și vom încerca să vedem ce proiecte se pregătesc în Argeș. Și de asemenea, tot aici se pot face unități de primire urgență
Pentru spitalele din regiunea dezvoltare Sud-Muntenia. Există o alocare de un milion și jumătate de euro pentru fiecare județ, pentru fiecare reședință de județ. Și eu sunt convins că Argeșul va depune un proiect. Care e perioada de depunere? Nu, probabil că nu foarte repede, până la sfârșitul lunii octombrie. Pentru că dacă n-a depus până acum, mă gândesc că ar putea fi posibil să nu... Este până pe 18 a 4. A, nu. Înseamnă că până pe 18 a 4 vor avea timp să depună. Trebuie depus proiect. Iar pe ce v-am spus cu problematica grupul vulnerabil copii, proiecte se pot depune până pe în ianuarie 2018. Când vă referiți la grupul vulnerabile copii, vă referiți în mod special la cele care sunt în atenția Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului? Copii instituționalizați. Copii instituționalizați, da. Da, da. Am înțeles. Centre de zi și așa mai departe. Exact. În sfârșit, axa 10 a programului, care finanțează problematica educației, infrastructurii educaționale. Aici lucrurile nu sunt destul de avansate. Ministerul Educației încă nu a reușit să coaguleze toate nevoile. Că, practic, ei ar trebui să fie conducătorii acestei zone. AXA este în dezbatere publică, nu este lansat. În orice caz, se vor putea finanța toate unitățile de învățământ, de la preșcolar la universitar, din păcate din mediul urban. Și din păcate mai sunt doar 2 ani din acest program operațional, perioadă care mie mi se pare foarte scurtă, dacă nu ești foarte bun profesionist și... Da, nu sunt chiar 2 ani, sunt mai mult. Nu 2 ani și jumătate, nu 2 ani și 4. 18, 19, 20, sigur. Da, da, corect, 3 ani, 3 ani de zile. Și tehnic se poate în 3 ani de zile, număr tehnic, efectiv, ca timp fizic, timp tehnic de... Evident că se poate realiza acest lucru, dar asta iar mă întorc la condițiile... de care v-am spus, trebuie să ai o echipă care să zbârnie, să-ți facă documentația de licitație, să-ți facă toate proiectul tehnic, tot ce ai nevoie, să-ți obțină toate autorizațiile, apoi să ai norocul să-ți câștige o firmă de construcții, mă refer în special la proiectele mari, care să știe despre ce este vorba și de ce vă spun noroc. Vă dau exemplu. Proiectul de la Câmpul Lung a fost a avut neșansa să fie făcut de o firmă bună, dar într-o perioadă proastă. Firma aceasta bună, nu-i dau numele, a realizat proiectul, poate ați auzit sau poate l-ați văzut, proiectul Cetății Alba Iulia. Da. Deci este un proiect făcut impecabil, este poate cel mai frumos proiect pe patrimoniu istoric. Aceeași firmă a avut de făcut și proiectul de la Câmpul, un proiect mult mai mic, un proiect mult mai puțin pretențios, însă neșansa Câmpulungului a fost că a prins această firmă într-o perioadă grea din punct de vedere. Era în reorganizare, în insolvență și practic n-a putut să ducă la bun sfârșit acest proiect. Deci de asta spun că e important să prinde și o firmă, deci să ai noroc să prinzi o firmă în vigoare care să poată să-ți ducă proiectul la capăt. Deci sunteți optimist. Da, evident. Noi sunteți optimist pentru că aveți de lucru. Da, nu? Noi vom fi tot timpul și pe beneficiari, și pe constructori, și pe toți cei care trebuie să participe la realizarea proiectelor, așa încât nu numai să nu pierdem vreun leu din ce avem alocat, ci să încercăm să tragem și din alte regiuni. Domnule Liviu Mușa, domnule director ADR Sud-Muntenia, vă mulțumesc foarte mult, iată timpul a zburat repede, ne-ați informat în amănunt cu ceea ce e de făcut și ce oportunități de finanțare mai sunt pentru perioada următoare. Caravana este mâine, după ce a fost la Ploiești, la Pitești, va pleca în toată regiunea din Sud-Muntenia. Așadar, mâine anunțați din nou pe cei interesați la ora 11, nu e așa? În sediul Consiliului Județean. O întâlnire cu potențialii beneficiari de finanțare.
Însă vreau să vă spun și pe această cale, contactul nostru cu dumneavoastră nu se încheie nici de cum mâine, odată cu finalizarea acestui eveniment de promovare. Suntem oricând la dispoziția dumneavoastră cu orice informații pentru a vă ajuta să obțineți finanțări din Programul Operațional Regional 2014-2020. Și bineînțeles că noi suntem interesați, primi interesați ca dumneavoastră să aflați tot ce e de făcut pentru a beneficia de acești bani europeni pe care îi și merităm. Mulțumesc, o zi bună să aveți. Aceasta a fost emisiunea publică. La revedere!